Corpul de control al primului ministru a inițiat astăzi, 16 februarie, o acțiune de documentare cu privire la modalitatea în care este asigurat tratamentul medical și cu privire la modalitatea în care sunt investigate cauzele îmbolnăvirilor bebelușilor din județul Argeș. Într-un comunicat de presă transmis astăzi de către Guvernul României, se afirmă că vor fi făcute verificări în cazul bebelușilor bolnavi din Argeș, iar acțiunea vizează respectarea procedurilor în unitățile medicale din Argeș și din București, promptitudinea asistenței acordate și modalitatea în care este realizată investigația epidemiologică. În subsidiar vor fi avute în vedere și posibilele infecții nosocomiale în cadrul unităților medicale din județul Argeș, în care au fost internați inițial bebelușii.